O viață tot mai scumpă și un portofel tot mai gol. Avem cea mai mare inflație din ultimii 5 ani, iar românii cu credite în lei au primit ieri încă o veste proastă. Indicele Robor a atins un nou maxim istoric. Față de anul trecut, rata este mai scumpă cu câteva sute de lei. Însă, guvernatorul BNR vine cu o declarație halucinantă. N-a murit nimeni la un Robor de 4-5%. Ratele în lei nu au mai fost la fel de scumpe ca acum din 2014. Robor a atins nivelul record de 3,34%. Asta înseamnă că cine își ia acum un credit prima casă plătește cu 300 de lei mai mult față de acum 2 ani, atunci când Robor era sub nivelul de 1%. În aceste condiții, după 30 de ani, un român care a luat un credit prima casă va returna dublul sumei împrumutate. Roborul va ajunge probabil la 5 până la sfârșitul anului. Nu spun eu chestiunea asta. Au spus-o niște analiști de bănci săptămâna trecută. Au spus-o chiar cu cifre foarte exacte. Au vorbit despre un 5,2% pentru robor și de un 5,5% pentru inflație. Trebuie să-ți asumi riscul. În ultima perioadă, numărul de oameni care au început să nu-și achite creditele a crescut. Se pare că nu sunt foarte bine informați atunci când fac acest pas. Guvernatorul Băncii Naționale spune că era dobânzilor scăzute s-a terminat. A venit apocalipsa cu roborul la 3,20-3,23, când el a fost 4-5%. Și n-a murit nimeni. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an. E o măsură prudentă în așteptarea noii prognoze a inflației, spun analiștii. Aceștia vorbesc despre o toamnă a scumpirilor, iar firmele ar putea intra în impas financiar. O criză economică destul de dură, suficient de dură pentru a putea să fie comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în 2008-2009. Ratele nu o să mai aibă de unde să și le plătească, facturile la utilități nu o să mai aibă de unde să și le plătească. Este important să ținem cont de faptul că sunt dobânzile în creștere și trebuie să ne luăm măsuri de a pune câteva rate deoparte. Aproape 65% dintre românii îndatorați la bănci au credite în moneda națională.